În primul rând, orașul Baia Mare n-a fost un oraș de târg. A fost un oraș de industrie mineră. Populația orașului Baia Mare, în majoritate, a fost miner și metalurgie neferoasă. Ferneziu și minele din jur pe acolo. Și bineînțeles, ca orice localitate, sigur că a avut loc și târguri suficiente. Așa. Atunci, pe acele timpuri, după război, 45-46, așa, orașul Baia Mare avea 14.000 de locuitori. 14.000, un orășel. Apărținea de Plasa Șoncuta Mare și de județul Satu Mare. Că Sighetul Marmației era județ separat. Așa, acum are 150.000 de locuitori. De la 14.000. Vă închipuiți. Asta e o chestiune. Industria s-a dezvoltat, industria mineră, de metale neferoase, metalurgia neferoasă, țara românească, numai aici a avut. Nu a avut în altă parte. Când văd acum, atunci mi-aduc aminte de unde am pornit și unde suntem acum. Formidabil, formidabil. La o populație așa de mare și construcție, păi tot orașul a fost reconstruit. A fost primul oraș care a fost sistematizat în anii 50. Am crezut în dezvoltare multilaterală foarte puternică, dar așa de frumos și așa de mare, totuși n-am crezut că vom ajunge acolo să avem 150.000 de locuitori și 80% din construcțiile orașului sunt făcute în anii ulterior. În anii 70 am fost la Satu Mare o parte, prim secretar și pe urmă la București, până în Revoluție, până în 90. Au fost treburi multe, a fost industrie foarte slabă, nu a fost așa de dezvoltat și modernizat cum acum. Sigur că da.